În cadrul întrevederii, prim-ministra țării noastre, Natalia Gavrilița, a accentuat că mizează pe sprijinul Lituaniei pentru a implementa măsuri în beneficiul moldovenilor, cum ar fi reducerea tarifelor de roaming la nivel european și la taxele transferurilor bancare prin aderarea la zona unică de plăți în euro. Astăzi, împreună cu doamna prim-ministru, am asistat la semnarea memorandumului de înțelegere între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Lituania și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova. Acest memorandum va contribui la consolidarea capacității instituționale și de guvernare în Republica Moldova, tot datorită Lituaniei, prinde rădăcini și se dezvoltă constant conceptul de trio asociat, din care fac parte Republica Moldova, Ucraina și Georgia. Ingrida Simonita a declarat că țara pe care o guvernează susține în continuare aspirația Republicii Moldova de a deveni membra Uniunii Europene și este pregătită să acorde asistență tehnică și schimb de experiență. Un lucru este absolut cert. Reformele europene înseamnă muncă continuă, necesită dedicație din partea serviciului public și un sprijin continuu din partea societății. Cu doamna prim-ministru Gavriliță am discutat prioritățile noastre și am ajuns la un acord cu privire la suport pe care îl putem oferi în domeniul energiei, reformei judiciare, justiției, în lupta cu corupție și alte domenii. Cât despre memorandumul de înțelegere semnat vineri la Chișinău, Lituania va aloca ca prim pas 350.000 de euro pentru implementarea acestui memorandum. În vizita sa oficială, Ingrida Simonite a avut întrevederi și cu președintea Maia Sandu și speakerul Parlamentului Igor Grosu. În perioada 2006-2020, Ministerul de Externe din Lituania, prin intermediul Programului de Dezvoltare și Promovare a Democrației, a finanțat implementarea peste 140 de proiecte în Republica Moldova, iar în 7 octombrie 2021 la Vilnius a fost semnat un acord între cele două țări privind conversiunea și recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere.